că angajații caselor de asigurări de sănătate din țară au intrat în cea de-a șasea zi de grevă. Sunt proteste atât în capitală cât și în mai multe județe ale țării. Sindicaliștii cer egalizarea veniturilor angajaților și, bineînțeles, majorări salariale. Oamenii spun că veniturile lor nu au mai crescut din 2018 și că guvernul nu face altceva decât să-i amăgească cu promisiuni. Ce faceți pentru a rezolva această criză din sistemul național care administrează Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate? Cât timp, câte explicații, câte justificări, deci doar trebuie să vă mai dați ochii peste cap. Rezolvați această problemă.